O tânără de 29 de ani și-a mărit buzele exagerat de mult și a avut nevoie de intervenția medicilor. Acidul hialuronic în exces nu mai lăsa să respire. După experiența care i-a pus viața în pericol, a povestit totul unei publicații. Tânăra este mama a doi copii și are o pasiune pentru buzele voluminoase. Timp de 4 ani a fost o clientă fidelă a medicului estetician. Experiența sa de săptămâna trecută i-a schimbat percepția despre intervențiile de acest fel. După ce a mers la estetician pentru a-i completa stratul de acid hialuronic din buze, a suferit o reacție alergică. După aceea, buzele sale ajunseseră atât de mari încât i-au pus presiune asupra căilor respiratorii. Din moment În momentul în care nu s-a simțit deloc în regulă, a decis să meargă la urgență. Buzele mele arătau ca fundul unui babuin. Au fost de 6 ori mai mari decât dimensiunea lor normală. A fost foarte dureros. Am intrat în șoc anafilactic, a spus Lauren Evans. Potrivit spuselor femeii, nu doar buzele i se măriseră de la acidul hialuronic, ci și gâtul. Pentru a o putea salva, medicii i-au injectat de urgență adrenalină și a reușit să scape cu viață.